Palatul Culturii Teodor Costescu a găzduit și anul acesta decernarea premiilor Eminescu în sala Virgil Ogășanu. 15 ianuarie este o zi specială pentru toți românii. Pe lângă ziua lui Mihai Eminescu, această dată marchează și Ziua Culturii Naționale. Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist român. Este considerat de cititorii români și de critica literară drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Din păcate, viața poetului a fost una scurtă. Acesta a murit când avea doar 39 de ani. Palatul Culturii Teodor Costescu a găzduit anul acesta cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură Mihai Eminescu. Pentru noi astăzi, Palatul Culturii Teodor Costescu este o onoare și o bucurie să găzduim festivitatea premiilor Mihai Eminescu, premii ale unei noi ediții a Festivalului Internațional de Literatură. Motivul pentru care a fost aleasă ziua lui Eminescu drept Ziua Culturii Naționale ar putea fi acela că este poetul nepereche al neamului românesc și a impresionat atât pe contemporanii săi cât și pe cei din generațiile următoare. Ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale și în Republica Moldova în urma hotărârii autorităților acestei țări.